Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru vineri 23 aprilie. Hai să vedem pentru această zi de vineri, o zi în care avem parte de două evenimente astrologice foarte interesante. Mai întâi este vorba de conjuncția dintre Venus și Uranus, conjuncție care poate să aducă lucruri neașteptate în viața noastră sentimentală, dar și în viața noastră materială, pentru că Venus, micul benefic, guvernează atât dragostea, iubirea, emoțiile, sentimentele, cât și banii, lucrurile care ne aduc plăcere și siguranță. Și al doilea eveniment astrologic important este intrarea lui Marte în Rac. Și odată cu această tranziție o să vedeți că Marte, planeta războinică, planeta care ne dă energie, forță de viață, vitalitate, o să piardă puțin din energie și cu toții, la nivel mondial, la nivel global, toată umanitatea o să devină mai introspectă, mai emotivă, mai ales persoanele care sunt guvernate fie de zodia Rac, fie de Berbec sau de Scorpion, da? Cele două zodii influențate puternic de planeta Marte, s-ar putea să resimtă această scădere a energiei sau s-ar putea să resimtă această schimbare de semn zodiacal a planetei Marte prin reacții mai impulsive, mai emoționale. Acolo unde în trecut puteați să fiți mai raționali, mai calculați, acum dintr-o dată emoțiile și sentimentele voastre vă mână și vă ghidează acțiunile. Prin urmare, fiți foarte atenți. Asta nu trebuie să fie neapărat un lucru negativ, pentru că atunci când vă lăsați ghidați de emoții și de sentimente, oarecum vă lăsați ghidați și de intuiția voastră. Dar aici este o linie foarte fină pe care trebuie să o știți să o manageuiți. Exact ce ne spune acest 2 de materiale, aici trebuie să știți cum să jonglați cu diversele aspecte ale vieții voastre. Și atunci când acest 2 de monede apare în etalarea zilnică pe poziția de dragoste, vreau să vă atrag foarte mult atenția că e posibil ca aici cineva să jongleze între doi parteneri. Bineînțeles, nu o să fie valabil pentru toată lumea, pentru o mică parte dintre voi, fie voi, fie partenerul sau partenera voastră sau persoana cu care discutați, aici jonglează între două opțiuni, mai ales dacă nu sunteți încă într-o relație de lungă durată, mai ales dacă sunteți doar în etapele inițiale de a discuta, de a vă cunoaște cu cineva, aici să știți că fie voi, fie cealaltă persoană jonglează între două opțiuni. Și aceste opțiuni poate să fie două persoane, doi posibili parteneri sau partenere, sau poate să fie această jonglare între viața privată, viața profesională, între timpul pe care vreau să-l dedic pentru a-mi găsi partenerul sau partenera ideală versus timpul pe care vreau să-l dedic pentru a-mi atinge țelurile în carieră, pentru a câștiga mai mulți bani, pentru a-mi asigura o mai mare siguranță materială, da? Pentru că aici am vorbit deja de planeta Venus, care astăzi se întâlnește cu Uranus, cu marele poznaș al astrologiei, cu planeta care ne aduce lucruri neașteptate, originale, imprevizibile, impredictibile. Și Venus reprezintă atât emoțiile cât și stabilitatea materială. Deci aici este o mare posibilitate ca o parte dintre voi, fie persoanele cu care discutați sau partenerul, partenera voastră, să se lupte cu acest echilibru între viața profesională și viața privată. Dacă sunteți deja într-o relație de lungă durată și partenerul vostru nu mai poate să vă dedice la fel de mult timp ca în trecut, pentru că are niște responsabilități mai mari la locul de muncă sau este mai îngrijorat sau mai îngrijorată de siguranța sa materială, e foarte important aici ca voi să fiți persoana care îi susține, nu persoana care le pune mai multe greutăți pe umeri. Dacă sunteți doar la început de relație și nu sunteți mulțumiți de felul în care se întrevăd lucrurile, de atenția pe care partenerul sau partenera voastră e dispusă să vă
acorde, e foarte important să aveți aceste discuții de la început și să stabiliți exact regulile jocului, pentru că acum, ce se întâmplă acum la început de relație, va stabili un precedent. Și atunci nu o să puteți să veniți peste 2-3 ani și să aduceți niște reproșuri pentru niște lucruri pe care voi acum le-ați acceptat. Dacă nu sunteți deja într-o relație de lungă durată, dacă doar discutați cu cineva, aici să știți că fie voi, fie cealaltă persoană jonglează între mai multe opțiuni. Pe partea de sănătate, avem aici o altă carte din suita de monede, din suita materială, este vorba de șaptele de monede. O carte care, iarăși, exact ca mesajul de marți, miercuri și joi, vă îndeamnă să aveți răbdare. Aici, cu șaptele de monede, sămânța a fost plantată, acum trebuie să o îngrijiți, să o ajutați să crească. Și aici această sămânță poate să fie un tratament pe care ați început să-l luați, dar pe care trebuie să-l urmați până la capăt. Poate să fie o dietă pe care ați început-o, da? Un nou stil de viață pe care l-ați sădit în interiorul vostru și pe care acum trebuie să îl ocrotiți, să-l protejați, să-l lăsați să crească, să se împământenească în ființa voastră, în existența voastră, în viața voastră de zi cu zi. Trebuie să aveți răbdare, consecvență și în timp se vor vedea și rezultatele efortului vostru. Văd că sub forma unor diferite cărți, același mesaj revine zi după zi aici pe partea de sănătate. Aveți răbdare, nu renunțați. Aici vorbim de niște țeluri pe termen lung, de niște tratamente pe termen lung. Și pentru cei care nu suferiți de o boală gravă, aici vorbim despre prevenție. Acum e momentul să începeți un tratament preventiv, un tratament naturist care să vă ajute să vă asigurați că în timp nu o să dezvoltați anumite boli. Bineînțeles, înainte să începeți acest tratament, această terapie, consultați sfatul medicului, sfatul unui specialist în acest domeniu. Pe partea de afaceri, bani, carieră, avem aici o arcană majoră, o carte foarte frumoasă care în tarot reprezintă zodia săgetătorului. Este vorba de temperanță, de cumpătare. Această carte, cum îi spune și numele, ne îndeamnă să fim cumpătați, să nu ne asumăm riscuri prea mari, să nu credem că umblă câinii cu covrigi în coadă, să nu-i credem pe acei oameni care ne promit marea și sarea atunci când cineva vă promite o investiție, o afacere care sună prea bine ca să poată să fie reală. E posibil ca așa să și fie, nu e o chestie reală aici. Temperanța vă îndeamnă să mergeți pe acele portofolii de investiții tradiționale cu o dobândă mică, dar sigură. Aici temperanța vă îndeamnă să nu vă investiți toți banii într-o singură afacere, într-un singur portofoliu, într-un singur om, într-o singură persoană. Aici temperanța vă cere să fiți cumpătați, calculați, cu capul pe umeri. Pentru cei care astăzi o să începeți un job nou, această carte ne arată că este o energie foarte frumoasă care o să vă urmeze pe parcursul acestei cariere. O să vă aducă foarte multă împlinire emoțională, financiară, o să aveți ocazia să fiți creativi, o să vi se dea libertatea necesară ca voi să vă simțiți împliniți la acest loc de muncă. La fel, pentru cei care aduceți clienți noi sau afaceri noi în compania în care lucrați, o să fie lucruri de lungă durată, o să fie lucruri care vă aduc mai multă stabilitate. Pentru cei care nu sunteți siguri dacă să investiți într-o afacere, să mergeți mai departe cu un anumit partener sau parteneră, să acceptați un client sau să cumpărați ceva de la o anumită persoană, aici cu temperanța, mesajul zilei este că aveți un înger păzitor care stă asupra voastră și care veghează ca lucrurile să iasă bine, dar trebuie și voi să vă ascultați intuiția, pentru că acest înger păzitor vorbește cu voi prin intermediul emoțiilor, al sentimentelor, al intuiției voastre. Așa că atunci când simțiți că ceva aia nu e în regulă,
spuneți stop, dar atunci când simțiți că e ok ceea ce vreți să faceți, mergeți mai departe, fiți încrezători, aici Îngerul Temperanței veghează asupra voastră și vă ajută ca lucrurile să iasă bine. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi ca să completăm această etalare. Hai să vedem mesajul de la Cărțile Oracol pentru toată lumea. Este următorul. Am încredere în inteligența din mine. Orice se întâmplă în exterior e doar o oglindă a gândirii mele limitate. Exact ce vă spuneam cu această carte. Aveți încredere în inteligența voastră, în intuiția voastră, în îngerii voștri păzitori, pentru că aici sunteți ghidați către cea mai bună versiune a voastră, atât în relații, cât și în sănătate, cât și în partea materială, financiară a existenței voastre. Aveți încredere, ascultați acea voce interioară care vă șoptește ce trebuie să faceți și cum trebuie să faceți, pentru că vă ghidează în direcția corectă. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!